cred că este foarte important ce se întâmplă acum în Belarus. Toate țările postsovietice care au trecut la democrație, au trecut și prin procesul acesta. Da, este strașnic ceea ce se întâmplă, sunt strașnici și videourile, dar altfel, când nu democrat, dar autocrat sau dictator se ține de scaunul lui, nu poți să liniști. Și noi susținem poporul Belarusiei, fiindcă ei trebuie să arate și să simte puterea înăuntru lor, nu puterea fizică, nu puterea împotriva lui OMON sau alți polițiști, dar puterea care vine din spiritul și noi vrem să transmitem o bucată de spirit poporului Belarusiei, că noi suntem puternici. Ну, на самом деле, мы все можем по этой ситуации сделать выводы, что несменяемая власть и люди, которые стоят у нее в постсоветских странах, это люди, которые не собираются покидать свой так называемый престол без того, чтобы пролилась чья-то кровь, к сожалению. Мы будем надеяться на то, что хотя бы подобные радикальные методы будут являться эффективными для свержения царя. În primul rând, ca să demonstrăm cetățenilor din Belarus că nu sunt singuri. Cred că asta este foarte important, pentru că acum, în situația asta pandemică, când granițele sunt închise, ei au rămas cumva unul la unul cu dictatorul lor, dar ei trebuie să știe că în afara granițelor sunt oameni care îi sprijină. Eu cred că este suficientă masă critică, dar care să-i susțină. Reprezentanților guvernării, care trebuie nu numai să spună că noi suntem îngrijorați, dar trebuie să facă acțiuni concrete, să insiste la alegeri noi, să insiste la democrație și la respectarea drepturilor omului, dar și suportul oamenilor tot este important, fiindcă dacă noi nu susținem, cine susține?